deja un conflict care a fost dus dincolo de limitele rezonabilului. Îți vine în prima fază normal să plângi, apoi să râzi. În final, oamenii rămân indiferenți la ceea ce se întâmplă pe scena politică, pentru că aici este, ăsta este riscul. Iar față de ceea ce s-a întâmplat ieri în fabrica de legi a României, da, să asistăm la un comportament care până la urmă încalcă orice regulă a bunului simț, încalcă regulamentele și legea, un comportament abuziv care trebuie sancționat, este inadmisibil în România anului 2021, cu formațiuni nou intrate în Parlament, cu oameni care se erijează în apărătorii neamului și în educatori și modele. Păi ce se întâmplă cu națiunea noastră dacă noi oferim un astfel de model? Trebuie clar să realizăm cât este de periculos ceea ce s-a întâmplat ieri. Este un precedent care nici într-un caz nu are voie să fie dus mai departe sau să se repete, pentru că națiunea asta și bazele ei încep să fie puse în pericol de un astfel de comportament. Ce ne așteptăm să facă cetățenii dacă noi începem și ne războim în felul ăsta și nu mai respectăm nimic, nu mai avem nicio valoare? Păi cetățeanul săracul ce să facă? Domnule Boc, vin la dumneavoastră, ce s-a întâmplat ieri în...